În fiecare zi, cei 10 copii ai familiei Ostrov din Florești trebăluiesc prin gospodărie de dimineață până seara târziu. Activitățile cotidiene sunt împărțite egal ca între frați. Culegem pepini și legăm. Buruianul prășim bostania și culegem de grabă. Tot ziua mâncare, trebuie făcut blidi, trebuie spălat, mătrat. Când ultima dată părinții s-au permis să vă cumpere jucării? Niciodată n-am cumpărat încă. Dar cu ce vă jucați? Îmi mai dau vecinii. Nici în acest an, Iurie, unul dintre cei mai mici membri ai familiei, nu va primi bicicleta la care visează. O să stres lucrăm. Trebuie să-mi ducem datorile la Mahășap. Pentru că este cea mai mare, Doina se gândește deja la un loc de muncă ce i-ar asigura un trai decent. Să nu ajung când voi fi mare să lucrez la pământ cum lucrează părinții mei. Să am o profesie și dacă nu în țara noastră, chiar peste hotare să lucrez și să am un salariu bun. Mama copiilor spune că și-ar dori să-i ducă la o tabără de odihnă, însă nu are bani. Așa a fost situația că n-am putut noi să-i ducem la lagăr. Acasă mai mult muncim, cam greu să odihnesc copiii. Chiar vor să ducă, dar le-am spus, băieți, când mai terminăm datoriile la bancă, atunci plecăm undeva pe 2 zile. Dar le-am promis din mult ani și n-a mai fost nimic. Soții Ostrov și cei 10 copii trăiesc din indemnizația de 4.000 de lei și din banii câștigați din vânzarea legumelor pe care le cresc în seră.